Și acum, domnul primar o să ne spună cine a câștigat premiul la categoria Best Song! Să vedem ce scrie. Conector și Smiley, Rita! Mulțumesc mult pentru premiu! Ca la orice manifestare de o asemenea învergură, au existat și aspecte mai puțin plăcute. Blocarea pentru mai multe zile a segmentului central din calea lui Traian a cauzat, fără îndoială, o serie de ambuteiaje în traficul auto și o creștere semnificativă a timpilor de parcurgere a orașului de la un capăt la celălalt. Este însă un aspect specific oricărui eveniment public de mari dimensiuni. Puteți vedea programul Străzi Deschise din București, care oprește circulația auto pe calea Victoriei și șoseaua Kiselef în toate weekendurile până la jumătatea lunii octombrie, sau, pentru cei care nu obosesc să invoce, orașele transilvanene în raport cu Râmnicul, restricțiile de trafic întinse pe mai multe zile, ocazionate în această vară de festivalul Untold și de multe alte manifestări cultural-sportive derulate în Cluj-Napoca, iar exemplele pot continua la nesfârșit, a declarat primarul Mircea Gutău. Primarul Mircea Gutău a mai declarat, cităm: nu sunt adeptul blocării nejustificate a traficului auto în și așa destul de aglomerata zonă centrală a Râmnicului, dar un eveniment cu specific de gală precum Romanian Music Awards trebuia să beneficieze de o expunere maximă și de o amplasare centrală și nu se putea desfășura în alte locații, gen stadionul municipal, Malul Alb sau platoul Fețeni, așa cum au invocat unii critici de serviciu ai primăriei, calificați brusc și în domeniul organizării evenimentelor artistice. Critici care nu demult deplângeau că centrul civic al orașului nu este animat, iar acum, când animația de la kilometrul zero al Râmnicului a devenit cunoscută în întreaga lume printr-un eveniment artistic de amploare, s-au sucit la 180 de grade. Reamintesc și faptul că la începutul anului, în februarie, proiectul de hotărâre de Consiliu privind organizarea Romanian Music Awards la Râmnicu-Vâlcea și alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local a fost aprobat fără niciun vot împotrivă. Un singur lucru doresc să-i mai desprind din desfășurarea acestui eveniment muzical. În repetate rânduri, foarte mulți râmniceni mi-au cerut să fac demersuri pentru transformarea segmentului central din calea lui Traian în zonă pietonală, după exemplul altor orașe care beneficiază de un asemenea spațiu. Nu ar fi fost o idee rea, doar că problemele de trafic auto care s-au înregistrat în ultimele zile, ca urmare a blocării bulevardului central între prefectură și podul Vinerii Mari, demonstrează clar că instituirea unei zone pietonale permanente pe calea lui Traian în centrul Râmnicului este imposibilă. Am încheiat citatul. La finalul Romanian Music Awards, am adăugat edilul Râmnicului, doresc să felicit publicul din Râmnicu-Vâlcea, care, alături de oaspeții veniți în număr mare în aceste zile din întreaga țară, s-au bucurat în mod exemplar de un spectacol de calitate. Doresc să le transmit scuzele mele sincere tuturor celor care au avut de suferit în aceste zile din cauza problemelor înregistrate în traficul auto și să le mulțumesc totodată pentru înțelegerea de care au dat dovadă. Vreau să transmit aprecieri deosebite tuturor forțelor de ordine, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Poliția Română și colegii de la biroul rutier,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția Locală pentru implicare și pentru că au gestionat în cele mai bune condiții posibile o situație cu caracter cumva excepțional. Și doresc să îl felicit pe organizatorii celei de-a 14-a ediție a Romanian Music Awards pentru că, după o pauză de câțiva ani, au ales Râmnicu Vâlcea pentru reluarea galei anuale a industriei muzicale românești. Primarul Mircea Gutău a mai adăugat că la Poalele Capelei se vor mai derula și pe viitor multe alte evenimente de calitate spre bucuria publicului local, dar și pentru creșterea notorietății orașului în țară și chiar dincolo de granițele ei.